Două luni de zile au băgat spaima în locuitorii mai multor sate din județul Maramureș. Vorbim despre doi hoți care au golit de mâncare cămările și magazinele localnicilor din zona Târgu Lăpuș. I-a dat însă de gol o conservă de carne găsită în casa unuia dintre suspecți. Acum ambii riscă până la 15 ani de pușcărie. Aici e cum o luat clopotul, l-a forțat în sus să-l ridice și unii au rupt lacătul, să vă arăt și lacătul. Ia, lacătul, forțat. Bun, aici au fost chestii că o împrășteat. După o sticlă de asta s-au luat urmele papilare, s-au găsit pe o sticlă de asta, întrucât nu a fost la locul lui sticla și proprietarul spus, domnule, au fost aruncate pe aici, reușite, locul lor fiind în altă parte. Cam așa arătau magazinele din Târgu Lăpuș după ce hoții înfometați dădeau iama printre rafturi. Își alegeau cu atenție produsele. Nu se serveau decât cu carne de porc, conserve, țigări și alcool, desigur după ora închiderii. În urma măsurilor polițienești întreprinse, s-a stabilit că autorii în vârstă de 27 și 32 de ani au comis un număr de 6 fapte pe raza orașului Târgu Lăpuș în perioada lunilor octombrie, noiembrie, decembrie, în toate înregistrate inițial cu autori necunoscuți. Autorii furturilor aveau ca și mod de operare spargerea ușilor, încuietoarelor sau ferestrelor, prejudiciul fiind de 7.750 nerecuperat. Când simțeau că ar putea fi prinși, nu mai spărgeau magazine, își îndreptau atenția înspre cămările oamenilor. Și tot așa, cu polițiștii pe urme, două luni de zile se mutau din cămară în cămară. În cursul lunii noiembrie-decembrie 2010, în zona de competență, am avut loc 6 spargeri de magazine și locuințe, unde autorii au susținut mai multe bunuri alimentare și nealimentare, prejudicii fiind peste 8.000 lei. În numărul investigațiilor făcute și urmelor găsite la fața locului, azi data de mai sus a reușit identificarea celor autori, unde au fost găsiți și o parte din bunuri. Acestora le-a fost documentată activitatea infracțională, recunoscând ca fiind autori a 6 spargeri, sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de furt calificat și riscă o pedeapsă între 3 și 15 ani. Acum, cu burțile pline, cei doi maramureșeni riscă să stea după gratii de la 3 la 15 ani pentru furt calificat. Aici însă nu vor avea parte de carne la fiecare masă.